Dirijorul Cristian Măcelaru va fi noul director artistic al Festivalului Internațional George Enescu. Propunerea a fost făcută de Ministrul Culturii și a fost acceptată de dirijorul principal al Orchestrei Naționale a Franței. În următoarea perioadă se vor discuta detaliile pentru viitoarele ediții ale festivalului, atât de iubit de români și de melomanii din întreaga lume, precizează ministrul Bogdan Gheorghiu într-un comunicat de presă. Actualul director al festivalului, Mihai Constantinescu, se pensionează, dar va asigura predarea mandatului către noul management, se arată în comunicatul oficial.